Casa mea în cânte cu acorduri ample, e o caldă melodie, casa mea. Este spațiul meu. Da. Mic, 1200 de metri, dar frumos. Pentru că eu lupt pentru normalitate. Bine, suntem deci în grădina mea. Da, aveți o grădină frumoasă, de care sunt foarte mândru. E livadă, nu-i grădină? Niște pomi fructiferi. Totul e fructifer. Eu nu am pom de frumusețare, pom din aia care să fie așa ornamental. Nu. Ăsta este, de exemplu, corn. Ăsta are și corne. Încă nu s-au copt, se copie. E un corn. Aici e un păr. E micuță, sălbatic. Păr pădureț se numește. Pădureț. A crescut din port altoit. Eu am cumpărat un păr altoit pe păr pădureț. Pomul ăla, părul ăla a murit. A crescut din port altoit și l-am lăsat așa ca să vedem ce face el aici. Aici am un alun. Da, uite ce are, totdeauna are alune. L-am pus eu, l-am plantat când era mic și face alune, cad pe jos. S-ar putea să aibă dedesubt și trufe în pământ, că alunul are peste 10 ani. Aici e un prun, dar e prun de prun. E din ăla de prune de toamnă care se desfac așa, da. Și sare, cade sâmburile singur. Cireși aveți? Trebuie să spun că toți pomii ăștia am pus eu. Aici la fel, am prun, uite, un piersic care nici n-am crezut că se poate așa ceva. El are piersicile încă mici. Da. Domnule, se fac cât ouă de gâscă se fac. Așa mari? Enorm, se vor rupe crengile, că el e mic. Și cu crengi subțiri, dar nu știu ce piersici sunt, ce atât de bune. Ăsta se numește părul florin, e păr de vară și l-am plantat acum 2 ani cu nepoții mei. De ziua de florin. Da. Mi l-au adus, nu știu ce, și l-am plantat și am zis, cum îi punem numele? Și nepoțelul ăl mijlociu a zis, păi zicem Florin, că e ziua ta. Și da. Acum, ce miroase, ăsta a început să facă flori, că e tânăr, e foarte tânăr. Cred că de 2 sau 3 ani face flori mirositoare. Am văzut curtea, este foarte frumoasă, dar spuneați că vă ajută cineva și asta mai mult pentru că dumneavoastră nu aveți voie să mai depuneți efort din cauza unor probleme de sănătate. Eu n-am voie să fac efort și ăsta e și motivul pentru care multă lume mă întreabă, domnule, de ce te-ai retras? Am anunțat că nu mai, gata, cu teatru și că... În primul rând, am un motiv pe care nu l-am spus niciodată. E rândul celor tineri. Ca să nu spun cu tristețea cea mai mare, câți mari actori pe care i-am cunoscut s-au retras înainte de 70 de ani. Acum am încheiat și cu studenții și am încheiat la modul cel mai trist posibil. Dar am de tot.
întâmplător. Dom'le, nu e nimic. Tot ce zici, a, uite, întâmplarea a făcut, fugi de aici. Mi-au apărut, mi-au căzut în mână cărțile pe care le căutam de o viață și pe care nu le găseam acum, când puteam să le și înțeleg. Ce sentiment aveți acum când priviți încolo, peste acel gard? N-am niciun sentiment. A, acolo, că acolo stă fosta nevastă. Noi când ne-am despărțit, puțin, noi am avut mari probleme, cam 15 ani din existența noastră în comun. Mari probleme. Deci doar 5 ani v-ați înțeles din cei 21? 5 ani ne-am înțeles pe ceva. După care au început problemele, dar mie mi-era deja rușine. Zic, dom'le, ar fi al treilea divorț. Da, după aia mi-am dat seama că eu sunt de vină. Că eu am procedat ca maimuțele. Am ales mărgica. Am ales ciobul care lucește. Am ales, așa zisa, frumusețe imediată. Uite ce fată! Gata, nu știu nimic despre ea. Nu cunosc nimic. Ele, cele trei, sunt diferite. Dar nu există pe lumea asta un ia, se duce undeva pe coclauri. Când m-am apucat să construiesc casa, a început scandalul. Își face, și-a făcut casă în curtea fostei soții. Păi cum în curte? Păi, ea zice, a venit peste mine, construiește casă la mine. Cum la mine? Că noi împărțisem grădina. Casa asta am făcut-o în 6 luni. Și e o casă mai reușită decât aia, pentru că eu am învățat din greșeli. Sunt 2 dormitoare, o sufragerie, un dining, e destul spațiu, bucătărie, bibliotecă, 2 băi și na. Ceea ce privește designul și-a pus amprenta și soția dumneavoastră? La casa asta? Daciana? Da. Nu. Cu Daciana am avut o discuție fără supărare, dar ce am zis? Tu ești un om minunat, tot, dar eu nu vreau să contribui la această casă nici cu un ban. Că eu sunt pățit. Am făcut această casă și ea s-a supărat, Cătălina s-a supărat că am venit peste ea. De care s-a apucat și a trântit gardul ăsta. Că să nu mă vedem, că nu ne vedem, apoi și să-și mai ai din pat. Soția dumneavoastră s-a întâlnit vreodată cu fosta soție sau văzut? Nu, nu. Daciana n-are ochi să o vadă. Am descoperit de mult că pentru binele făcut nu trebuie să aștepți recompensă. Nu-l faci ca să dă, eu îți dau, dăm și tu. Niciun. Nu, îl facem ca așa simțim. Așa simțim oamenii. Da, da, după aia, oricât de tare m-aș fi lovit, că am avut lovituri și dureri, nu simt, plin de rând, ca un totem din ăla care are pe el toate semnele. Un totem primește semnele ca un răboj. M-am săturat de pământul ăsta. Nu mai am curiozități prea mari. Curiozitatea mea ar fi ce va fi pe aici peste 100 de ani. Ce va fi cu Europa peste 100 de ani. Dar eu cred în existența, viața de dincolo și cred că o să aflu.